Încasările în primul an de la inaugurarea complexului de agrement Moldova au arătat faptul că investiția a meritat, iar modul de organizare a permis ca nivelul cheltuielilor să nu-l depășească pe cel al încasărilor. Cei mai mulți bani au fost atrași în lunile iulie și august, iar autoritățile estimează că numai puțin de 60.000 de persoane s-au bucurat de cele trei bazine sau de foișoarele pentru grătar. În urma analizelor desfășurate în această vară, la sfârșit de sezon rezultă următoarele situații pe încasări și cheltuieli. Încasări la ștrand, pe iunie 30.152 de lei, pe iulie 243.868 de lei, pe august 200.241 de lei, pe septembrie 30.967 de lei. Total încasări la ștrand, 505.227 de lei. Chiar dacă prețul unei ore de staționare a autoturismelor în ștrand a fost de doar 50 de bani, încasările au fost destul de importante. Per ansamblu, în 4 luni din ștrand s-au încasat peste 5,5 miliarde de lei vechi. La acestea se mai adaugă încasări cu chiriile, 16.500 de lei, încasări la foișoare, 5.166 de lei, încasări la parcări, 14.150 de lei. Total încasări pe obiectiv, 541.043 de lei, deci o sumă importantă, zic eu, de aproape 5 miliarde și jumătate. Chiar dacă încasările din ștrand au fost substanțiale, cheltuielile au fost și ele pe măsură, profitul fiind unul destul de redus, dar autoritățile sunt mulțumite că întreaga activitate a fost pe plus. Cheltuieli cu utilități, apă, energie electrică, 73.800 de lei, cheltuieli cu personal, pază și ordine, 150.000 de lei, materiale, substanțe, materiale de curățenie, dezinfecție, dezinsecție, soluții de tratare a apei, medicamente, întreținere spații verzi, curățenie, mentenanță, 311.750 de lei. Total cheltuieli, 535.550 de lei. Autoritățile apreciază că peste 60.000 de persoane au fost în ștrand în această vară, ceea ce înseamnă mai mult decât populația orașului. Că a fost o activitate bună, dincolo de impactul care l-au avut pentru cetățeni, pentru ceea ce înseamnă relaxare, petrecerea timpului liber. S-a dovedit o activitate care s-a putut susține și, sigur, am intrat în perioada de conservare și desfășurare a altor lucrări pe care noi le-am sesizat, fiind un prim sezon și, sigur, de la an la an, noi dorim ca activitatea să fie cât mai bună în folosul romașcanilor noștri. Pentru sezonul următor, autoritățile iau în considerare extinderea zonei de plajă cu pavele. De asemenea, pentru întreținerea spațiilor verzi, se vor amenaja puțuri pentru ca irigarea să se facă fără o cheltuială suplimentară. Abia anul viitor, complexul va fi gata ca la carte. Aici urmând să se mai lucreze la zonele de amfiteatru și la unele spații de divertisment în aer liber.